Revenind la motivul pentru care Ionut Stan se află în studioul Radio Voces Campii, vorbim de activitatea TSD din anul trecut și eventual dacă aveți ceva de continuat pentru anul 2024, ca un fel de retrospectivă a ceea ce s-a întâmplat. Putem spune că anul 2023 a fost un an foarte activ pentru noi tinerii social-democrați și nu numai, ci și pentru întreaga organizație PSD Călăraș. O scurtă prezentare a... Recapitulare, așa, zice, retrospectivă, îi spunem noi. Încă de la începutul anului a fost campania de donare de sânge pe care o facem în luna ianuarie, ba chiar mâine avem o campanie de donare de sânge, donăm sânge pentru viață. Ziua în care donăm sânge pentru viață, acțiunea inițiată de Tineretul Social-Democrat, are loc mâine 30 ianuarie. Aproximativ 30 de persoane se vor alătura și vor dona sânge. Atât tinerii social-democrați cât și locuitorii județului fiind îndemnați să doneze. Pe lângă sentimentul de satisfacție pe care l-au donatorii, aceștia prezintă un risc mai scăzut cu 30% de a face accident vascular, în timp ce pentru pacienții reprezintă o nouă șansă. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate? Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin digitalizarea serviciilor publice partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.